distinși consumatori de vloguri, eu nici cine, scoatem baradul natural, renunțăm la el, pentru că a început, deci uite cum pui mâna pe el, cum pică acele și urmează prăpădă, o să se umple casa de ace. Așa că renunțăm la dânsul și le aducem înapoi pe ferțiorul lui artificial. Care stă aici în terasă. Eu n-am nici cea mai vagă idee când au trecut sărbătoarele, când a trecut Crăciunul. Dar vede nici mai zic, dar pur și simplu se pare că a fost like... De ce? De ce? Ce bine că încă avem Crăciunul în casă. Doarme, apropo, aici. Ok, mă pun să ajut pe soția, e pusă pe treabă. Doamne, de frumoasă e Sania asta cu moșul, e... Oh, ce sărbători frumoase am avut. Am ajuns la concluzia că nu știu unde vom depozita cele 4.500.000 de decorațiuni, deci deja avem 3 cutii mari și mai avem și bradul din terasă pe care la un moment dat o să-l despodăm, adică cel artificial. Efectiv nu știm unde să... Uite, am eu o soluție. Nu mai despodobim bradul ăla. Nu? Da, și au mai rămas doar beculețele, pentru că mâine dimineață o să tragem ăsta încoace și scoatem și instalația. Asta seara doar l-am chelit de globuri sau cele. Și asta e un moment simbolic în care scoatem vârful de brad. Cu moș, cu Noel. Right. Uite aici. Am așa trăinulețul. Bradul artificial nu va mai avea trăinuleț. Oricum Noel îl dezasamblează constant, adică... Nu mai trebuie, nu aveam, de fapt. Da, când îl pun și eu acolo să fie, îl vezi. Și se uită la tine așa. E adorabil, mai aici se zice. Ai uitat să spui ceva foarte important, de ce îl facem în două etape. Păi așa e când ai copil, nu mai ai timp și vrei și să ne odihnim un pic după ziua asta, în care am stat cu noi toată ziua, că o să plângem mâine, îl zicem în două. Da. Inclusiv munca prestată astăzi a fost în reprize, cât Noel era ok. Trece printr-un sal mental și e foarte needy, nu știu cum se zice în română, e dornic de atenție, în continuu, adică vrea în continuu să fie luat, ai tu o vorbă, să fie jugineală. Vrea să fie tot timpul ținut în brațe, vrea să doarmă numai cu mine, da. Adoarme și foarte greu, dar e drăguț, o să se trezească imediat, facem un cadre motenesc. Hai, am comandat și eu șaua. Doamne ferește, nu se trezește. Nu se mai... Păi nu se mai trezește aseară? Nu! A, da, gata? Ești nebun, unde să se trezească? Vlogul ăsta oricum va fi compus din două părți, adică dimineața, se va face dimineață și vom scoate baradul. Și o să-l vedeți pe Noel, adică... Doamne. Chiar credeam că mai... Cât e ceasul? E 6, 7, cât e? 8. E 8? Ah, ok. Da, vină și aur, mamă, care. Ok. Noel, dorm, tată. Mi se pare că arată foarte bine așa, vreau. Cred că într-un an doar așa o să-l facem. Nu doar așa. Cu mai multă instalație. Aha, place când gândești. Da, în fine. Bine, și aur, se face zi, se trezește Noel. De fapt, nu, se trezește Noel și după aia se face zi și după aia mutăm asta și îl punem pe la aici, înțelegeți. Despre asta e vlogul de astăzi. Crăciun fericit. Revenim cu detalii. Am comandat un dry store, doner, frumos, elegant, cu cartofiori. Și Georgiana șterge pe jos pentru că curierul. Da, mă rog, n-aș vrea să spun cam ce tip de om este cel care livrează comanda. A făcut varză cu limonada, era toată punga varză, toată casa plină de limonadă. Și n-am comandat din Taz. Și n-am comandat din Taz, că Tazul nu-mi dădea dry store-ul ăsta. Da. Dar nu cred că are legătură cu aplicația, cât are legătură cu curier. De exemplu, a venit cu pungă de Glovo. Și a comandat din Bolt. În fine. Păi neața din cuib, eu ne știam că s-a făcut zi. V-am zis, s-a trezit individul. S-a trezit când era noapte, la 6. Asta s-a ocupat Georgiana de el, că noi facem o zi cu zi. Eu m-am trezit după aia la 9 și l-am preluat. Ca Georgiana. Mă rog, a dormit de la 8 la 9 sau ceva de genul, deci am avut un moment de respiro, dar e omul, e energie curată, deci de când a început să meargă de-a bușile aia, toată casa este regatul lui. Acum, de exemplu, ca să înțelegeți, el vine aici
și se ridică, se casare pe asta și stă în picioare ținându-se de comoda TV. Și tocmai ce am șters-o, că era puțin praf și am șters-o pentru că îl dăm cu mânuțele pe acolo și na. Dar e incredibil, frate, de agil și de mobil și de... Toți copiii sunt așa, adică oare și eu am fost așa? Mama, bunico, acolo unde ești, îți mulțumesc, mamaie. Mulțumesc că ați avut grijă de mine. Doamne Dumnezeule, câtă energie poate să aibă. Ne suntem obișnuiți cu sunt șica, adică știu că nu e o comparație validă, dar cât de cât acolo. Și te obișnuiți cu ea, adică da, și am momente în care te joci cu ea, ba mama, după aia stă frumos, se pune pe canapea și stă. Nu, ăsta nu stă. Nici în somn nu stă. Hai să scoatem bradul. Și-a nins afară, fiți atenți. Da, tu plimbă de pe acolo, e ok. Ia uitați ce frumos arată. Nu s-a depus foarte mult, dar na, a nins. Se pune. Da, mai încolo ieșim puțin afară, la semi-zăpadă sau ce e afară. Dar mai întâi trebuie să scoatem ăsta. Se trezește mami și scoatem ăsta. Doamne! Ce ți-a sens, ce faci? Deci e cea mai mare măimuțică ever. Deci a văzut că am adus scaunul ăsta aici și la modul, aaa, pot să mă urc și pe ăsta. Deci până acum s-a urcat acolo ăla. Dar o să-l prindem imediat pe filmare, nu-i problem. Ce face, bă, băiete, mă? Mă, tata, mă, tu n-ai stare, mă, iubirea mea. Fiți atenți. Deci se ridică, da? Pe ăsta. Pune mânuțele. Și pe aia singură se împinge în picioare. Ia uite. Pa! Gata! Și de acum începe explorarea. Vrea să ducă la sticla aia. Probabil că se mai dezechilibrează, se mai duce în fund. Dar nu zice nimic. Eu stă aici ca să am grijă să nu dea cu capul de ăsta. Dacă vine și cade în cur, e ok, nu-i nicio problemă. Dacă dau capul de comodă, e o problemă. O să dau televizorul mai în spate, pentru că am înțeles că e o problemă cu copiii, au tendința să tragă de televizor și au pățit câțiva niște chestii nasoale. O să-l dau mai în spate, o să rezolvăm, nu e problemă. Și oricum e destul de greu, dar, în fine. Uitați-vă, da. Câte vine să credeți? Parcă ei era o chestie micuță, înfășeată de cei că e o șaormă. Acum, mâine pui mâine. Acolo. Mă vedea reflexia televizorului. Ții mă, tata, mă. Ții mă, gugulica mea, mă. Așa, tata? Suntem băia mare acum? Mergem pe aici, prin casă, ne plimbăm? Da? Suntem mari șmecheri noi. Mari șmecheri. Iubitul meu, mă, ce-te mă la piciorul și ăla? Ții mă, tata, mă. Ăsta într-o lună cred că merge. Când te-ai făcut, mă, tu atât de mare? Când te-ai făcut tu atât de mare inima mea? Doamne, ce amuzant ești! Doamne, ce amuzant ești, mă, tata, mă! Opa! Faci un cadou motănesc? De aici așa la lumină. Opa! Hai să facem un cad de motănesca. Hai. Cad de motănesca. De aici așa. Așa. Se vede în cameră, mă. Se vede în ecran. Doamnelor și domnilor, profităm de faptul că Noel doarme. Ia uite-l. În calare tata de băiat. Ca să scoatem bradul ăsta și să-l punem pe celălalt în locul lui. Confirm. Hai și fun fact, ne uitam la Sopranos
Și fix acum e un cadru în care montează ăștia baradul. Și cred că ăsta a fost incentivul. Bă, hai să scăpăm de el, adică. Na, fain. Hai că vine celălalt acum. Da. Foarte frumos bradul de anul ăsta. Da. Ia uitați. Ca să înțelegeți de ce trebuie să-l dăm jos. Efectiv. Ai ideea cu doi baradi este genial. Este dezastru. Că poți să păstrezi vibe-ul, știi? Până la urmă noi avem Crăciunul în casă tot anul. Pare că trebuie să avem și un băiat măcar jumătate de an, nu? Nu. Te rog. Nu. No. Și acum urmează operațiunea cele 4.541 de ace de brad. Deci asta nu-mi place la bradul natural, că se face o mizerie de nedescris. Am mai găsit un glob aici, ia uite. Da, deci ăsta este motivul pentru care nu cred că o să mai avem brad natural în casă. Adică o să iau brad natural, dar o să-l pun afară. E cam nasă. E mișto baradul natural, dar dați-vă și voi ce de aici. Ce mai merg în picioarele goale. Deci după ce ne-am chinuit pe aici, am făcut curat, l-am pus pe și pe garson să facă curățenie ca să pot să-l aduc, să aduc baradul artificial. Care și-l va face puțină mizerie, vom mai băga odată garsonul, cred. Ia-și. Ce de jucărie ai, Noel? Sopranos! Părduțu! Ha, că suntem bine, ne-am descurcat bine, șefa. Câte ore ne-a luat să strângem pe bradul natural? Da. 2 ore jumate de haos. Bine, la anul vom face bradul natural doar în curte, pe mine. Da, da, facem doar în curte. Am instalație electrică de exterior, decorație. Complicat, frate. Prea multă bătaie de cap. Distinși consumatori de vloguri în Istin, putem concluziona că acesta a fost vlogul de astăzi. În vlogul de mâine vă spun în care e faza cu Sășica, de ce încă nu e în cuibul în Istin. E o poveste interesantă. Ne vedem mâine!